Duhul Sfânt Mângâietorul Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus eu. Care să fie înțelesul practic al acestor cuvinte dacă nu acela că ne este de absolută trebuință să ne rugăm zilnic ca să ni se trimită zilnic Duhul Sfânt tot așa cum zilnic ne rugăm ca să primim pâinea cea de toate zilele. Dumnezeu cu adevărat voiește ca să ne trimită pe Duhul Sfânt în fiecare zi, dar El voiește ca și noi să ne rugăm zilnic pentru aceasta. Căci așa cum este cu pâinea, care câteodată ne prisosește, iar altă dată ne lipsește, așa este și cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vine și pleacă de la noi după cum este și râvna sau trândăvia noastră la rugăciune, după cum sunt și faptele noastre bune sau răbdarea noastră. De aceea rândui biserica ca sfintele slujbe ale dimineții să înceapă cu chemarea Duhului Sfânt. Împărate ceresc mângâietorule, Duhul adevărului, vino și te sălășluiești într noi. Și numai după aceea este rânduită cererea pâinea noastră cea spre ființă de nouă astăzi. De ce? pentru că fără Duhul Sfânt, noi nici măcar nu am ști cum să folosim pâinea cea de toate zilele cum se cuvine, adică în scopul mântuirii. Acela vă va învăța toate, adică ziua și noaptea în orice împrejurare s-ar afla omul, el îl călăuzește, îl sfătuiește, îl învață ce și cum să gândească, ce trebuie să spună și ce trebuie să facă. Pentru aceasta să-L implorăm pe Dumnezeu ca să ne trimită Duhul Sfânt și pentru nimic altceva și El însuși, Duhul, ne va aduce nouă tot ceea ce ne lipsește la orice moment dat. Când Duhul Sfânt se pogoară asupra noastră, noi atunci cunoaștem toate, înțelegem toate și suntem în stare să lucrăm toate cele câte ne sunt de folos, nouă și altora. Și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus eu, adică să nu vă fie teamă că ați putea uita învățătura mea și cuvintele mele către voi. Duhul Sfânt știe toate câte sunt ale mele și atunci când se va bogori în voi, toată învățătura mea întru voi va fi împreună cu El. O, Stăpâne, Doamne, Duhule Sfinte, îndure-te și te bogoară peste noi, nu după vrednicia noastră, și după vrednicia stăpânului și Domnului nostru Iisus Hristos și după marea ta iubire de oameni, că știe se cuvine toată slava și mulțumită în veci. Amin.